Roșu pe bursele americane în ultima zi de tranzacționare, S&P 500 scade cu 0,21%, Dow Jones pierde 0,42%, iar Nasdaq Composite coboară cu 0,35%. Băncile raportează peste așteptări, Citigroup, JP Morgan și Wells Fargo beneficiază de creșterea ratelor dobânzilor și depășesc estimările analiștilor, dar și de colapsul băncilor mici, ai căror bani din depozite s-au îndreptat tot spre băncile mari. Sectorul bancar din S&P 500 urcă cu 3,5%. La conducere, JP Morgan cu o creștere de 7,6%, cea mai mare creștere procentuală dintr-o singură zi de după 2020. Cum continuă sezonul raportărilor, mergem la Cristian Istrătescu, investitor. Salutare! Avem, probabil că o să avem și imaginile curând, deocamdată acum e bine, ne și vedem, salutare din nou. Avem o săptămână încărcată, am avut un final de săptămână interesant și poate peste așteptări, adică sigur peste așteptări. Acum urmează Goldman Sachs, Bank of America, urmează Morgan Stanley. Ce am putea vedea, continuă trendul ăsta, este cumva un lucru care să cuprindă toată piața bancară, cel puțin pe T1, și cum ar trebui să interpretăm cifrele astea extrem de bune? La ce să ne așteptăm în continuare? Sistemul bancar, numai că a raportat în linie cu așteptările, dar era cumva previzibil. Dacă ne uităm că dobânzile au crescut și au sunt pe un trend crescător, chiar și cu delay-ul acesta, ele sunt pe un trend crescător și de asemenea numărul de credite sau creditarea nu a scăzut atât de mult. Adică numărul creditelor noi a fost totuși oarecum destul de apropiat cu ce am avut în anul anterior, dar cum dobânzile sunt mult mai mari, evident că și marjele lor cresc. Acum, singura necunoscută pe care noi o aveam și încă o avem legat de sistemul bancar este cel legat de provizioane. În funcție de cât de precaute o să fie băncile și ce provizioane o să-și facă, atât de bine vor arăta cifrele. Dacă vor avea o abordare foarte precaută și vor fi, ca exemplu, cum sunt băncile din România, da? Nu vor da dividende, poate vor face provizioane mai mult decât ne așteptăm noi, cu siguranță, poate raportările pe termen scurt nu vor arăta atât de bine, dar asta, dacă riscurile acelea pentru care ei vor face provizioane nu se vor manifesta, sau cel puțin vor fi doar parțiale, atunci ne vom aștepta ca în a doua jumătate a anului să vedem cumva returnări sau reversări de provizioane, să vedem și dividende, poate să vedem mult, mult optimism pentru acțiunile din sistemul bancar. Momentan, încă e în așteptare. Piața, nu știm ce se va întâmpla, nu știm cât de multe falimente o să mai fie sau nu o să mai fie în perioada asta și de aceea băncile cred că sunt destul de penalizate sau cel puțin prețul acțiunilor ar trebui să fie mult mai sus decât este acum, dar cumva investitorii așteaptă mai degrabă, încă riscurile planează în acest sector și încă, nu știu, ce am văzut, două, trei falimente pot să fie doar așa, vârful icebergului și să ne mai lovească și alte probleme în perioada următoare. Bun, și dacă mergem puțin, trecem de acest bank run pe care l-am văzut în ultimele săptămâni, ce alte sectoare mai au de câștigat în 2023? Pentru că la finalul trimestrului 2, așa cum mai discutam tot cu tine, s-ar putea să vedem și niște scăderi și să reverseze oarecum trendul pozitiv cu care am început anul. Totul depinde de Fed și de cât de mult mai merge cu politica aceasta de a crește dobânzile sau, nu știu, mesajul pe care o să-l dea în perioada următoare. Dacă mesajul este că inflația, să zicem, dă semne de oboseală și o să reîncepem să ne apropiem cât de cât de vârful acela de creștere a dobânzilor, dacă problemele din economie nu o să fie și o să vedem creștere economice și nu recesiune, eu zic că în următoarele luni cred că se va juca așa, ca anul ăsta, da? Cel puțin randamentele de pe anul acesta se vor decide în următoarele 2-3 luni, nu mai mult de atât. Cumva sunt și lunile care se suprapun cu inflația mare de anul trecut, când am avut acea creștere fantastică pe energie. Deci dacă în aceste 2-3 luni, când avem și suprapunerea față de anul trecut, vedem o scădere a inflației, vedem că dobânzile se vor calma, nu vedem probleme în economie și avem și creștere economică, atunci mă aștept ca multe alte sectoare să crească pe măsură ce banii cumva nu se mai îndreaptă către titlurile de stat și se duc către piața de acțiuni. Aici, cu siguranță, sectorul de tech, sectorul tehnologic o să fie clar cel mai avantajat. El a fost cel mai penalizat când dobânzile au crescut. El o să fie cel care va fi cel mai avantajat și când dobânzile încep să scadă. Și mulți investitori
așteaptă această întoarcere ca să reintre pe tehnologie sau să intre puternic pe tehnologie, după care vedem, o să vedem probabil o așezare a sistemului energetic, să vedem cât de mult vor scădea companiile din energie, pentru că încă se așteaptă dividendele și prețul este ținut de așteptările acestea mari de dividende. După care eu consider că sistemul bancar este următorul sector care ar putea avea de câștigat anul acesta după cel IT. Urmând ca să vină și celelalte sectoare, agricol s-a cam dus și aici ce era mai, să zicem, ce era mai important pe agricol. Cred că nu avem oportunități mari nici acolo. În principiu, sectoarele mari acestea două sunt și o să mai fie punctual în funcție de companii, în funcție de, să zicem, de domeniul de activitate, dar s-a cam terminat cumva cu sectorul value. În momentul de față, trendul sau potențialul de creștere nu mai este pe value, ci este pe companii de value growth sau companii de tip growth, indiferent de sectorul de activitate. Da? Deci aici, companii punctuale, o să putem să numim foarte multe, inclusiv din România. Bun. Cred că am început amândoi odată. Am reținut și am vrea să mergem cumva și într-o altă zonă investițională pe care sunteți foarte bună și pe care o putem discuta. Vă rugăm să rămâneți câteva secunde alături de noi și revenim imediat.